Salariul minim brut va crește până la 3.500 de lei până în 2024, conform noului program de guvernare al Partidului Social Democrat. Creșterea veniturilor oamenilor va duce la îmbunătățirea nivelului de trai, astfel Partidul Social Democrat vine cu un plan concret pentru a readuce siguranța economică. România va reveni pe traiectoria dezvoltării sustenabile, a creșterii veniturilor oamenilor, a bunăstării generale. PSD vine cu un plan concret și coerent pentru creșterea nivelului de trai al românilor pentru următorii ani. Socialdemocrații susțin că au reușit să crească cu 66 salariul minim brut și propun o creștere cu 57 până în 2024 și anume o majorare până la valoarea de 3.500 de lei. Referitor la salariul mediu brut, PSD spune că a realizat o creștere de 36% și propune o majorare cu 33% până în 2024 la o valoare de 7.010. Mereu alături de oameni, PSD va readuce siguranța economică în rândul românilor. Creșterea salariilor este un punct forte pentru socialdemocrații, întrucât întreaga țară își dorește un trai mai bun. PSD va încerca să repare distrugerile făcute de guvernele de dreapta, fapt dovedit de două ori până acum, în ultimii 30 de ani.